Bun găsit! Și afară plouă, plouă și trecut de ora 9. Un cântec admirabil interpretat de Marina Voica. Desigur, nu este ora 9, este doar 15 și 32 de minute la un pas de ora 4, de fapt de ora 16. Despre ce vreau să vorbesc astăzi, dragii mei? Ne vom întoarce în trecut. Ne vom întoarce într-un trecut îndepărtat. Am fost pleonastic. Unde vreau să ajung? Preistoria oferă arheologilor doar niște dovezi materiale. Nu știm proveniența lor etnică. Erau multe culturi diferite, culturi arheologice, da? Arealuri culturale, cum se spune în arheologie, da? Și găsim anumite dovezi, anumite artefacte din acele vechi timpuri. Nu știm cine sunt, de fapt, purtătorii acelor culturi arheologice. Nu le putem identifica etnia sub nicio formă. Este o aberație a istoriografiei politice să poți permite să spui asta. Ca întotdeauna, comunitățile împrumută între ele obiceiuri, credințe, da? chiar și în ceea ce privește riturile și ritualurile comunității. Am spus că nu putem identifica etniile. Istoria capătă coerență abia în momentul în care apar izvoarele scrise. Cum am aflat noi despre geți? Sau despre daci? Da? Geți în izvoarele elene, în izvoarele grecești, daci în izvoarele latine. Numele de dac vine din hae. Ne duce cu gândul la sanscrita veche, la o limbă dispărută ca și latina, care înseamnă sugruma. Și foarte bine surprindea Mircea Eliade în Tratat de istoria religiilor și nu numai în istoria religiilor, faptul că numele de Thae însemna a sugruma. Și vorbea despre o confrerie războinică, despre un ordin războinic al acestor populații din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, da, care se practicau așa numita licantropie. Era un ritual care îi transforma în lupi.
vreau să împrumute ceva din ferocitatea lupului în luptă. Foarte bine surprins. Dacă nu ar fi existat niște civilizații complexe, precum și literate, nu aliterate, pe cum erau populațiile așa numit barbare, dacă nu ar fi existat aceste societăți complexe, precum Grecia, Roma, astăzi, dacă descopeream o necropolă, o așezare din, eu știu, din epoca fierului, sau mai târziu din perioada Imperiului Roman, sau Imperiul Roman târziu, să zicem că în zona noastră nu ar fi ajuns aceste societăți complexe. Ce s-a întâmplat? Simplu. N-am fi știut să le dăm un nume. Mă gândesc la Nichita Stănescu. Parcă spunea ceva de genul toate trebuiau să aibă un nume, dacă nu mă înșel. Nu știam cum să-i numim. N-am fi știut nici la momentul de față să spunem geți sau daci. Sau... Era o simplă cultură materială, o așezare, o necropolă. Și n-am fi știut să nominalizăm că aceștia sunt daci, geți, șiți și așa mai departe. Practic, societățile complexe, prin faptul că erau niște societăți literate, da, au oferit identitate acestor comunități pe care le-au întâlnit în drumul lor. Grecii au venit să facă comerț la pontul Euxine, adică la Marea Neagră. Romanii aveau interesele lor să lărgească frontierele imperiului. Și grație acestor societăți complexe, noi știm despre existența acestor populații. Prima mențiune despre geți apare la Herodot în lucrarea istoriei. O lucrare care nu se ocupă doar de dacogeți. Este o lucrare segmentată în mai multe părți. Vorbește și despre egipteni, și despre asirieni, și despre multe popoare. Și evocă un eveniment din anul 514, unii spun 513, înainte de Hristos. Când regele perșilor, Imperiului Medo-Persan, în trecerea lui pentru a se lupta cu șciții din stepele norpontice, trece prin teritoriul getic. Atunci avem prima mențiune documentară despre această populație, despre geți, geții nord-dunăreni. La sud trăiau tracii odrizi, rude, mai mult sau mai puțin îndepărtate cu acești geți și cu un nivel de cultură extrem de avansat datorită influenței grecești. Pentru că se pare că regatul tracilor odrizi s-a extins și la nord de Dunăre. De aceea avem acele morminte princiare. S-a văzut nivelul de civilizație. Într-un fel arată Sarmisegetusa Regia și cetățile
dacilor din vremea lui Burebista și Decebal, altfel arată capitala tracilor odrizi de la sud de Dunăre, de la Seutopolis. Are o coerență urbană, se vede acolo clar influența grecească. Pe unde au trecut grecii, au lăsat urme definitorii, au ridicat civilizația celor popoare. Chiar și în cazul sciților. De exemplu, pomenește tot în istorii Herodot despre acel Schiles, care era un prinț, dacă îi putem spune așa, al agatirșilor. Unii au confundat pe Schis cu agatirșii. Este vorba despre lucrarea lui Vasiliev, în care vorbește despre șiții agatirși din Transilvania. Pe atunci s-a făcut o confuzie. Este tot un trib iranian, iranic, dar aveau caracteristici de privind civilizația diferite de ale știților. Revenim la Schiles. Ce înseamnă influența civilizației? Se spunea că s-a născut dintr-o mamă histrian din Istria. Era fiul unei grecoaice și a unui barbar. Asta l-a făcut pe Schiles să devină un om extrem de rafinat și să împrumute din civilizația greacă, spune Herodot că avea o casă după model grecesc cu grifon la poartă, frumos ornamentată, deja se stilase, nu mai era din tribul lui barbar de altă dată. Era o avea o altă traiectorie asupra vieții. Am vorbit despre faptul că o civilizație complexă conferă identitate unei civilizații care se află într-un stadiu inferior de dezvoltare. Și întotdeauna s-a întâmplat așa ceva. Este minunat dacă o civilizație mai puțin avansată poate să își asimileze modul de viață și de cultură a unei civilizații avansate. Nu este nicio rușine. Dimpotrivă, este o mare izbândă, ca să spunem așa. Dacă ne ducem mai departe spre cultura Dridu, da? Ca să fim în aceeași lungime de undă pe ideile pe care le-am numit. În cazul culturii Dridu, o cultură pe care o găsim atât în România, la nord de Dunăre, cât și în Bulgaria, la sud de Dunăre, un arheolog nu poate să spună cu siguranță cine sunt români, cine sunt bulgari. Încă o dată vă spun, mormintele nu vorbesc.
sunt nivele de civilizație diferite. Puteau fi bulgari, puteau fi români, deci din partea slavă, bulgari, am spus de multe ori, nu ne referim la bulgari ca etnie, cei care au pus bazele regatului bulgar au fost niște turanici veniți din stepe. Dar aceștia au fost slavizați. Vorbeam despre Dridu, despre cultura Dridu. Nici în această cultură, cum se spunea, stră-română, nu putem ști cu siguranță cui să atribuim. Acolo au fost, cum spunea istoricul Petre Pepanaitescu, niște pânze, efectiv niște pânze de populație care s-au diferențiat în timp și au în cazul nostru au definit etnogeneza poporului român. Trebuie să privim cu spirit de discernământ toate aceste lucruri, pentru că vă vorbesc încercând să nu denaturez niciodată materialul faptic, să atrag atenția tot ceea ce este dubitativ. Hai să zicem că ceea ce am făcut acum este o incursiune în istorie, efectiv o incursiune în istorie, și nu știu dacă aș fi făcut-o, mi-aș fi dorit să nu existe nebunia aceasta numită coronavirus, dar unele lucruri, chiar dacă ne marchează, ne destabilizează, găsești și o parte bună în orice, dacă îți dorești acest lucru. Nu cred că aș fi făcut aceste sesiuni video dacă nu era acest context. Mi-aș fi dorit să nu fie acest context și să fi făcut aceste sesiuni video pur și simplu dintr-o proprie inițiativă. Nu am niciun merit. Chiar nu am niciun merit. Doar m-am folosit de acest context pentru dumneavoastră. Dar vă garantez că atunci când totul se va termina, vă garantez fără discuție că voi iniția astfel de sesiuni video eliberat de stresul de zi cu zi, de problemele fiecăruia pe care le avem, și va fi totul pornit dintr-o dorință.